Elevii sălăjeni au fost marți pentru o zi în pielea justițiabililor, dar și a justițiarilor. Încă de dimineață, zeci de grupuri au trecut pragul Tribunalului Sălaj de ziua porților deschise, organizată cu ocazia Zilei Justiției Civile la nivel european. 25 octombrie a fiecărui an a fost declarată de către Comisia Europeană a Consiliului Europei ca Zi Europeană a Justiției Civile. Cu acest prilej, Tribunalul Sălaj a organizat marți 25 octombrie Ziua Porților Deschise. Scopul acestui eveniment este asigurarea transparenței, de natură să permită sălăjenilor crearea unei imagini reale și concludente asupra organizării instanțelor de judecată, asupra condițiilor de muncă ale judecătorilor și personalului auxiliar, precum și oferirea de informații pentru mai bună cunoaștere aspectelor practice care țin de înfăptuirea actului de justiție. Sălăjenii au putut să vadă cu ochii lor ce fac judecătorii înainte de a intra în sălile de procese. Ce presupune examenul de magistratură? Pentru a da direct la INM, trebuie să fii foarte bine pregătită din punct de vedere teoretic. Iar pe lângă testul de cunoștințe teoretice și practice, e un test tip grilă, mai este un interviu unde se verifică capacitatea celui care dorește să examine de a se exprima, rapiditatea în gândire, logica, există și un test logic. Asta presupune, pe site-ul INM-ului se găsește detaliat tot ce presupune examenul respectiv. Cei interesați de organizarea și funcționarea sistemului judiciar la nivelul instanțelor de judecată au avut posibilitatea de a vizita Tribunalul Sălaj și de a discuta cu magistrații aspecte generale privind înfăptuirea actului de justiție.